Salut! Sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip îți voi prezenta patru lucruri care îmi plac la ESET Notrich de Antivirus. Acesta oferă în primul rând o protecție antivirus de foarte bună calitate, pe care eu personal o apreciez pentru eficiența sa. Iată câteva exemple despre cum funcționează această protecție. Să presupunem că primești un link de download pentru un fișier de la un prieten ori un coleg de muncă. Atunci când apeși pe el, se deschide în browserul tău favorit și încearcă să-l descarce. ESET Notrich de Antivirus verifică fișierul în timp real și, dacă este infectat, îl blochează imediat și îți protejează calculatorul înainte ca acesta să fie descărcat. Să încercăm un alt scenariu. Primești un link către un site interesant. Dai click pe el, ori îi dai paste în browserul tău. Dacă acel link te duce la o resursă infectată, ESET îți blochează imediat accesul și te avertizează pentru a te proteja. Un alt exemplu. Să presupunem că ai descărcat niște fișiere de pe internet acum mai multă vreme, inclusiv din surse de mai puțină încredere. Te duci în folderul tău cu descărcări, pentru că ți-ai adus aminte de acele fișiere, și încerci să le execuți. Notrich 2 Antivirus le scanează automat înainte de a fi executate cu adevărat și îți blochează accesul. De asemenea, primești și o avertizare care îți oferă informații despre amenințarea detectată. Fișierele dispar automat din File Explorer ca să nu poată fi executate cu altă ocazie și sunt puse în carantină. Protecția antivirus din Notrich 2 are și o abordare proactivă. De exemplu, atunci când introduci un stick USB ori un hard disk extern în PC-ul tău, îți recomandă să-l scanezi. Fă asta deoarece prudența te va ajuta să eviți probleme în viitor. La finalul scanării vei primi un sumar. Dacă a fost detectat un fișier infectat, vezi informații despre amenințarea respectivă și ce a făcut ESET pentru a te proteja. Am vorbit destul despre protecția antivirus. Hai să vedem și ce alte instrumente interesante are de oferit Notrich 2 Antivirus. În fila instrumente din interfața sa de utilizare, poți accesa lista cu procese care se execută chiar acum pe PC-ul tău. Aici vezi un raport cu toate procesele, reputația acestora din perspectiva securității, câți utilizatori de produse ESET au aceleași procese pe PC-urile lor și când a fost descoperit fiecare proces în parte. O altă unealtă interesantă este raportul de securitate. Acesta îți oferă statistici despre cum te-a protejat Notrich 2 Antivirus, câte amenințări au fost blocate și așa mai departe. În partea de jos, ai și o hartă a lumii în care vezi în ce țări apar chiar acum cele mai multe amenințări malware care sunt detectate de ESET. Din uneltele incluse în Notrich 2 Antivirus, îmi place și curățarea sistem. Aceasta îți oferă un raport cu setările din Windows care îți pot afecta negativ nivelul de securitate. Poți extinde fiecare setare în parte și primești mai multe informații pentru a înțelege ce se întâmplă. De asemenea, ai și un buton de reinițializare care te ajută să rezolvi problema respectivă. Aceasta a fost lista mea cu lucrurile care îmi plac la ESET Notrich de Antivirus. La final, dacă vrei să afli mai multe detalii despre acest produs, citește review-ul nostru de pe digitalcitizen.ro ori testează versiunea trial de pe ESET.ro. Îți mulțumesc și îți doresc o zi cât mai frumoasă!